Ce se poate întâmpla în timpul postului? În primul și în primul rând, mai multe lucruri rele decât bune. Și asta datorită faptului că diavolul va ataca cu toată furia acele zile. Tu ești mult mai predispus la nervozitate, ești mult mai ușor irascibil, organismul răspunde necontrolat în anumite situații de iritare și de surse de iritare și te vei chiar găsi în situația că te miri de ce ai reacționat așa. Chiar în trafic, poate cineva îți greșește și vei fi mai nervos decât de obicei. De aceea aș vrea să te pregătesc. Nu te aștepta ca atunci când postești să fie totul roz, parfumat și frumos. Din contră, mai ales dacă n-ai câștigat încă bătălia și n-ai omorât complet omul cel vechi, lucrurile vor fi destul de dificile și de grele. Noi avem mărturii în biserica noastră care practică lucrul ăsta și se înrolează de fiecare dată. Noi oameni toți vin la mine cu același lucru. Nu pot să cred. Am parcat nu știu unde și am luat nu știu ce amendă chiar în ziua aia. Am călcat limita de viteză și am primit amendă chiar în ziua de post. De ce oare? Eu am vrut să fiu mai bun astăzi și diavolul va încerca prin orice metodă să te descurajeze. Atât de mare va fi lupta ca tu să nu postești, tocmai datorită faptului că sunt beneficii mari și diavolul nu vrea ca tu să le experimentezi. Și repet, cel mai mare beneficiu este acela că Domnul se arată. Chiar Isaia 58 spune, cheamă-mă și îți voi răspunde în zilele acelea de post, tu vei striga și eu mă voi arăta. În Isaia 58:9. Este deosebit de important să înțelegem, postul nu este pentru a răsuci mâna lui Dumnezeu și a ni se face poftele noastre. Postul este pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Celelalte lucruri vin pe deasupra. Ce alte lucruri se întâmplă în zilele de post? Se întâmplă și lucruri bune, foarte bune. În zilele de post, organismul tău se întărește. Tu vei vedea unde pierzi lupta, unde ai de lucrat, unde trebuie să te ajute Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu va scoate în evidență foarte clar, Duhul lui Dumnezeu îți va spune, sunt de multe ori lucruri cu care te lauzi și n-ar trebui să te lauzi. Nici măcar nu știi că n-ar trebui, o faci cu bucurie ori de câte ori o faci. În zilele acelea Duhul Domnului îți va șopti, nu faci bine și atunci vei înțelege. Sunt anumite lucruri care trebuie spuse în ordine. În zilele acelea le vei vedea, ochii ți se vor deschide, urechile vor auzi de la Domnul. Vei vedea lucruri care nu le-ai văzut. Uneori Dumnezeu te înștiințează cu privire la alții din casa ta sau cu privire la colegii tăi. În zilele de post, de asemenea, se întâmplă când postul este mai lung să ai momente de slăbie, să fii obosit. Ce faci atunci? Renunți? Se dă o luptă. Diavolul va veni și va zice, vei muri, nu o să mai ajungi ziua de mâine. Am postit o dată 21 de zile, lupta a fost mare până la 17-a zi. După care n-a mai fost nicio luptă. Puteam să merg până la 40 de zile. Uneori când vrei să postești 7 zile, îți recomand să postești primele 3 zile fără a mânca deloc, dacă ai antrenament, și apoi celelalte să mănânci seara, salate sau verdețuri și nu nici de cum carne sau grăsime sau lucruri grele. Dar ce se poate întâmpla? În zilele de post, detoxifierea este maximă. Și este important să înțelegi că la sfârșitul postului, când postul se încheie, nu poți să dai iama în bucătărie și să mănânci tot ce găsești, pentru că s-ar putea să ți se facă rău și să fie foarte groaznic. Revenirea trebuie să fie treptată, trebuie să observi un alt lucru. Organismul se instruie în aceste zile și nu vei mai fi disperat după mâncare. Un lucru pentru care eu îi mulțumesc lui Dumnezeu ca beneficiu pentru viața mea este că se întâmplă uneori că întârzi, că programul este dat peste cap, că n-a pus să mănânci de prânz. Niciodată nu mai sunt în alertă. Deci toate lucrurile acestea vin ca beneficii. Eu te îndemn să citești
Iosua 1:9, întărește-te și îmbărbătează-te, spune Domnul. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Și i-a spus lui Iosua când a pierdut liderul și mentorul lui cel mai mare. Și Iosua a făcut față cu brio slujbei pentru care a fost instaurat. Domnul îți dă porunca aceasta, a intrat în ea, întărește-te și îmbărbătează-te, Domnul este cu tine.